Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Ultimele zile ale lunii august și începutul lunii septembrie vor continua tendințele săptămânii precedente, ținând cont de mișcarea retrograda a șapte planete, inclusiv a celor personale, Mercur și Venus. Perioada retrograda lui Mercur în fecioară nu va fi cea mai rea pentru fecioară și gemeni. Prima va avea ocazia să pună în ordine calm toate treburile, în timp ce cei din urmă vor putea repeta unele succese din trecut, acționând în mod similar atunci când rezolvă treburile curente. Luna plină în pești pe 31 august va avea un impact pozitiv nu numai asupra peștilor, ci și asupra racilor. Actuala lună plină va fi albastră, iar unicitatea ei este că va fi a doua în august o lună plină apare de obicei o pe lună. Mai mult decât atât, luna va fi din nou aproape de perigeu, așa că vom observa din nou superlună pe cerul nopții. Două luni pline pe lună este un semn că a sosit momentul să scăpăm de tot ce ne este necesar care ne împiedică să mergem mai departe în viață. Devastarea emoțională va fi caracteristică în această perioadă a scorpionilor, taurului și vărsătorului care vor fi inclinați în mod deosebit să-și reconsidere viața, începând să-și schimbe chiar și modul și ritmul existenței. Luna plină albastră va fi un bun stimulant pentru stabilirea de noi scopuri și obiective pentru săgetător, capricorn și leu. În același timp, săgetătorul se va concentra pe noi oportunități de realizare socială, capricornii se pot concentra pe profesionalism, iar lei se vor concentra pe romantism și relații. În timpul lunii pline în pești, psihoterapia, practicile oculte și ezoterice sunt foarte eficiente. Întărirea intuiției în această perioadă îi va ajuta foarte mult pe cei care nu pot înțelege unele situații dificile, relații sau motivele acțiunilor unor anumite persoane. Acest lucru îi va afecta în special pe reprezentanții elementului apă, raci, scorpion și pești. Scorpionii pot efectua investigații de succes cu privire la personalitatea proprie, făcându-și o imagine clară. Începutul lunii septembrie nu va fi bogat în evenimente astrologice, dar este de remarcat faptul că încetinirea mișcării înapoi a lui Venus, urmate de trecerea la o fază staționară și apoi la o fază directă va îmbunătăți oarecum fundalul financiar și romantic pentru majoritatea reprezentanților cercului zodiacal. Toate întârzierile și inhibițiile asociate cu banii vor dispărea treptat, iar perspectivele financiare vor deveni clare. Primele tendințe pozitive vor fi resimțite de taur, balanță și pești, care vor începe să primească fonduri greu accesibile în perioada lui Venus retrograd. Săgetătorul Racul și fecioara vor putea continua cunoștințe interesante, care din motive broște au fost întrerupte anterior. Scorpionii tipici, racii și berbecul vor putea în sfârșit să înceapă proiecte interesante care au fost abandonate din motive independente. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot! Te aștept!